Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți 15 iunie. Ok, hai să vedem pentru această zi de marți 15 iunie, zi în care avem aspectul exact de cuadratură între Saturn și Uranus. Este a doua oară când se întâmplă acest aspect astrologic în acest an. O să mai avem a treia oară spre finalul anului. Să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi cu o încărcătură energetică atât de puternică, cu toate că e posibil ca majoritatea dintre voi să fi simțit deja această intensificare a energiilor astrale încă deja de 2-3 săptămâni, undeva de la finalul lunii mai, de la eclipsa de lună din 26 de mai. Hai să vedem mesajele cărților de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, în primul rând pe partea de dragoste avem aici arcana majoră Turnul, o arcană majoră foarte interesantă, să-i spunem așa, care vine cu niște schimbări drastice, dramatice, cu niște schimbări pe care nu le puteți evita, pentru că aici sunt niște schimbări pe care soarta, pe care divinitatea, destinul vi le pune în cale și trebuie să le acceptați, nu aveți de ales în acest caz, va trebui să vedeți cum procedați de aici înainte. Turnul de obicei vine cu finalizări. Pentru o mică parte dintre voi s-ar putea să se finalizeze relația pe de-a întregul. Dar pentru majoritatea dintre voi aici se finalizează o etapă. O etapă de viață, o etapă în relația voastră. După această zi ceva nu o să mai fie la fel ca în trecut. Hai să scoatem niște cărți de clarificare, să vedem ce lucruri se schimbă aici în relația voastră, în emoțiile și sentimentele voastre, fie că sunteți într-o relație sau că sunteți singuri. Hai să clarificăm. Ok, interesant. Turnul clarificat de turn. Deci chiar foarte clar, foarte concis, aici se finalizează ceva. Cu eremitul, văd că pentru cei singuri se termină o etapă de singurătate, mai ales dacă ați profitat de această perioadă în care ați fost singuri, în care nu ați avut un partener sau o parteneră în viața voastră, pentru a lucra asupra voastră, pentru a crește, pentru a evolua emoțional, spiritual, mental, financiar, în toate aceste planuri, dacă ați fost acest eremit care a căutat soluții, metode de a avansa, de a crește, de a evolua, atunci acest moment de turn, acest final, aduce în viața voastră acest rege de monede, un partener sau o parteneră foarte stabilă, cu o situație financiară bună, cu o situație emoțională stabilă, dar aici nu vorbim despre un partener sau o parteneră dramatică care caută tot timpul certuri și care trece de la o extremă la alta, nu. Aici vorbim despre un partener foarte stabil, despre o persoană care știe exact ce își dorește de la viață și care a obținut la rândul său o grămadă de lucruri pe cont propriu. Da? Vorbim despre o persoană care are o carieră stabilă, un venit stabil, e posibil să aibă casă, mașină, poate chiar propria afacere. Sau dacă lucrează pentru o companie, este aici pe o poziție de conducere, pe o poziție foarte stabilă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, acest moment de turn vine cu schimbări în relația voastră, pentru că unul dintre cei doi parteneri trebuie să lucreze foarte mult asupra aspectelor sale spirituale, iar celălalt trebuie să depună foarte mult efort la locul de muncă. Sau unul dintre parteneri are aici niște probleme de sănătate pe care trebuie neapărat să le rezolve în următoarea perioadă, iar celălalt partener din această relație se stresează foarte mult pe partea financiară și aceasta este singura metodă prin care poate să demonstreze afecțiune și grijă, asigurându-se că are suficienți bani, astfel încât să acopere toate nevoile persoanei de lângă sine.
Aici acest moment de turn vine în relația voastră fulgerător, nu erați pregătiți de aceste schimbări și mare atenție aici că aceste remite, aceste posibile probleme de sănătate cu care unul dintre cei doi parteneri o să se confrunte în următoarea perioadă poate să însemne diverse lucruri în funcție de etapa de viață la care vă aflați. Dacă sunteți tineri, poate să fie vorba de o sarcină, de venirea unui copil și atunci celălalt partener se stresează despre felul în care o să aveți suficienți bani ca să vă întrețineți în viitor. Eremitul poate să fie de asemenea o problemă gastrointestinală, dacă vă aflați la altă etapă de viață, mai ales dacă ați trecut deja de 30 de ani. Aici s-ar putea ca unul dintre parteneri să dezvolte un ulcer gastric pe fond nervos, pe fondul stresului de la locul de muncă. Dacă sunteți trecuți de 40-45 de ani, aici s-ar putea ca eremitul să fie un membru din familie, părinții unuia dintre parteneri care încep să aibă nevoie din ce în ce mai mult de suportul vostru și acest lucru cumva să vă afecteze și vouă finanțele de cuplu și timpul pe care puteți să-l petreceți împreună. Deci vedeți cum această combinație de cărți poate să însemne diverse lucruri în funcție de etapa de viață la care voi vă aflați. Ce e cert și este clar, este sigur aici, cu acest turn care a apărut de două ori, este că după această zi, după acest moment fulgerător în care ceva se schimbă radical în viața voastră, lucrurile nu o să mai fie ca înainte. Partea pozitivă este că dacă aceste două energii sunt cei doi parteneri, aceste două energii de eremit și de rege de monede pot să lucreze foarte bine împreună, pot să facă o echipă foarte strălucită, astfel încât să navigheze acest moment atât de tensionat de turn. Concluzia, atunci când apare turnul în viața voastră, atunci când planurile voastre sunt deturnate, atunci când ceva se schimbă radical în relația voastră, în viața voastră, în cuplul vostru, este important să nu vă panicați și să vă faceți un plan de acțiune realist împreună cu partenerul sau partenera voastră, pentru că o să o scoateți la capăt. Aici, dacă vă folosiți de aturile ambilor parteneri, lucrurile la final o să iasă bine. Da, o să fie multe suișuri și coborâșuri, da, o să fie mult de lucru, dar la final cuplul vostru o să iasă din această experiență mai sudat, mai bine legat, mai apropiați și mai stabili. Mai departe, în privința sănătății, avem aici Arcana Majoră Diavolul, cartea care în tarot reprezintă zodia Capricornului și care ne vorbește despre alegeri și despre tentații. Aici e foarte important cu această arcană majoră să faceți alegerile corecte. Nu neapărat alegerile cele mai tentante, ci alegerile care o să vă ducă la starea optimă de sănătate pentru voi. Atât Capricornul, cât și planeta Saturn, care în această zi se află în cuadratură cu Uranus, ne vorbesc despre nevoia de a avea reguli foarte bine definite pe care să le urmăm după litera legii. Prin urmare, aici pe starea de sănătate, văd că cel mai important pentru voi va fi să vă creați un orar, o rutină în absolut toate elementele vieții voastre. Că e vorba de nutriție, de sport, de oraruri de somn, de cât timp petreceți la locul de muncă. Toate aceste lucruri, sub această energie de diavol, plus cuadratura dintre Saturn și Uranus, ar fi bine să fie planificate la minut, dacă se poate, și să încercați să vă țineți de acest orar, de acest plan, pentru că asta este cheia succesului aici. Hai să clarificăm această carte, acest diavol care apare în această zi pe partea de sănătate. Ok, interesant. Clarificat de doiul de săbi, regele de bâte și regina de săbi. Aici e posibil să existe niște probleme de sănătate pe care voi încă nu le conștientizați. Aveți aici această banderolă la ochi și încă nu vă dați seama de anumite dezechilibre care sunt deja prezente în organismul vostru. Ca să aflați exact sursa problemei, va trebui să vă faceți un set de analize, pentru că aici săbile reprezintă
analizele medicale pe care trebuie să le faceți, investigațiile medicale, e posibil să fie niște analize de sânge sau, na, în fine, aici nu pot să vă dau eu mai multe detalii, va trebui să discutați cu medicul, cu terapeutul vostru. Regele de bâte și regina de săbii ne arată aici că dezechilibrul din viața voastră, sursa problemelor voastre de sănătate, se datorează exact cauzei pe care v-am descris eu mai devreme, pentru că nu aveți o rutină bine stabilită. Da? Câteodată sunteți foarte focoși, foarte pasionali, foarte rapizi ca acest regine, câteodată foarte înceți, foarte meticuloși ca această regină de săbii și tot oscilați aici între două extreme. Și aceste extreme poate să fie momente în care nu mâncați nimic toată ziua și după aceea la cină mâncați cât pentru toată ziua. Sau momente în care săptămâni întregi dormiți doar câte 3-4 ore pe noapte și pe urmă un weekend întreg dormiți 24 de ore pe zi. Sau momente în care faceți activitate fizică foarte intensă, urmată de săptămâni întregi în care nu ieșiți din casă, da? Toate aceste dezechilibre, toate aceste extreme, foarte cald, foarte rece, foarte mult, foarte puțin, foarte des, foarte rar, sunt elementele care au dus la apariția acestei probleme de sănătate în viața voastră, iar soluția este foarte clară, este foarte simplă, trebuie să faceți alegeri mai înțelepte pentru voi și trebuie să aduceți mai mult echilibru și mai multă structură în viața voastră. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, avem aici 10-le de bâte. O carte care ne arată că sunteți foarte aproape de finish line, sunteți foarte aproape să finalizați un proiect, să terminați ceva la care ați lucrat foarte mult și pentru care ați depus foarte mult efort. Doar că acum vine partea cea mai grea, ultima sută de metri, în care mai trebuie să depuneți puțin efort ca să finalizați odată această treabă. Hai să clarificăm acest 10 de bâte, ce proiecte finalizați aici, pentru ce trebuie să depuneți foarte mult efort. Ok. Ok, aici pentru o parte dintre voi văd că nu prea mai aveți energie ca să terminați acest proiect, dar există aici în compania la care lucrați sau în echipa voastră, există o persoană cu poziție de autoritate, o persoană care este în conducerea companiei, un împărat, care vă urmărește progresul și de la care puteți să cereți ajutor. În acest caz nu este un lucru rău să cereți ajutor, este chiar indicat să cereți ajutor, astfel încât să finalizați acest proiect și lucrurile să iasă bine. Pentru cei care trebuie să țineți o prezentare, o prelegere, să aveți niște întâlniri cu posibili clienți la care vreți să le vindeți ceva, aici este foarte recomandat ca în prezentarea voastră, în speech-ul vostru, în discursul vostru, să fiți foarte pasionali, să demonstrați că aveți încredere în produsul pe care vreți să-l vindeți și foarte important să încorporați niște exemple reale din viața de zi cu zi cu care viitorii voștri clienți să poată să rezoneze, astfel încât să înțeleagă mai bine mesajul pe care vreți să îl transmiteți. Per total, aici lucrurile sunt foarte frumoase și în partea aceasta de carieră. Sunteți foarte aproape de finalizarea unui proiect și tot ce pot să vă spun este să nu vă dați bătuți, nu o faceți de oaie acum la final, pe ultima 100 de metri. Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți ajutor și atunci când vă pregătiți discursul, incorporați și exemple clare, concrete, pe care oamenii cu care discutați să le înțeleagă foarte ușor. Aici succesul este de partea voastră, pentru că aveți acest 7 de bâte care arată că voi sunteți pe poziția de superioritate și puteți să obțineți ceea ce vă doriți. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol pentru ziua de marți 15 iunie. Hai să vedem ce carte o să avem pentru această zi. Le îngădui celorlalți să fie ei înșiși. Nu încerc să-mi vindec prietenii, îmi fac munca mentală și mă vindec pe mine. Acesta e cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ceilalți.
un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie, ce vă aduce cuadratura dintre Saturn și Uranus. Sunt foarte curioasă cum resimțiți voi aceste tranzite astrologice. Ne vedem și mâine. Pa, pa!